Astăzi vă propunem recomandarea de lectură pentru copii, Povești din inima mamei, de Livia Zamfirescu. Livia Zamfirescu, urmașa lui Petru Rareș pe linie maternă, pe numele ei dinainte de căsătorie Livia Netercu, s-a născut la 18 noiembrie 1903 la Constanța. Și-a făcut studiile în litere și filozofie la București, terminând facultatea cu magna cum laude. În perioada interbelică a publicat multe povești sub pseudonimul Taia în reviste pentru copii între anii 1920 și 1930. În anul 1931 s-a căsătorit cu Constantin Zamfirescu Căteasca, doctor în drept, fruntaș liberal, care a fost subsecretar de stat în guvernele Sănătescu și Rădescu. După căsătorie, Livia Zamfirescu nu a mai publicat în periodice, dar a continuat să scrie povești pentru copii. O parte dintre poveștile pentru copii au apărut mai târziu, în anul 2008, în volumul Povești de odinioară, prin grija fiicei sale, Maria Rodica Gorski. Poveștile publicate sunt Cele 7 daruri ale zânelor, Pietricelele babei Tokia, Mura și fraga Finele zânei, Legenda trandafirului, Balul ielelor, Bonzino și Vișinul măriuței și multe altele. Ilustrațiile cărții Povești din inima mamei sunt semnate de Arthur Brandlin, strănepotul autoarei, iar ediția de față este îngrijită cu multă pasiune și pricepere de Maria Rodica Gorski, fiica Liviei Zamfirescu. Volumul de față cuprinde 4 povești: Fericirea, Pisica neagră, Legenda bradului de Crăciun și Staua trecutului. Doar copilul în haine împărătești se mai afla în fața poporului care îl privea cu uimire. Un sfetnic vârstnic îl întrebă cine este și ce înseamnă vedenia cerească de adineauri. El răspunse că îl cheamă Delfin, că a fost răpit de acasă și tatăl său e mort, dar arătă o iconiță pe care o avea la gât cu portretul lui. Atunci toți își dădure seama că e fiul iubitului lor, prinț al cărui chip era zugrăvit pe iconiță și se numea Delfin. În cântece de veselie, îl purtară pe sus până la palatul strămoșesc, unde trimiseră după mama lui, cu atât mai fericită acum, cu cât fusese de nenorocită înainte. Este doar un fragment în această carte. Vă așteptăm la bibliotecă pentru a citi această carte plină de farmec și mister.